cât costă să fii român? Depinde unde. Sufocați de scumpirile din ultima vreme, ne uităm la facturile și prețurile altor țări. Costul vieții a crescut și în diaspora, dar cei mai mulți români de acolo spun că ei nu duc grija zilei de mâine. Azi, în seria Divorț de România, vedeți cum se descurcă în Italia o familie cu 3 copii și un singur salariu. La o oră de la Culcomo, la marginea unui sat cu 6.000 de oameni, locuiesc Ion Hotca, soția și cei 3 copii. Au modificat o fostă baracă în spatele sediului firmei unde lucrează Ion și de atunci trăiesc în liniște. Regul, ne spălăm pe mâini când venim acasă. Punem tot la loc jucării. Ne jucăm cu Matia. Acasă e doar Matia, băiatul cel mic. Ceilalți 2 copii sunt în România, la bunici. Fabio Ioan și Alessia Gabriela. Matia e singurul care are doar prenume italian, dintr-un motiv simplu. Ion nu-și mai vede copiii întorcându-se vreodată în România să-i mai strige cineva pe nume românesc. Eu viitorul aș vrea să le fac aici deocamdată. Copiii noastre credeți că se mai întoarcă? Nu cred. Imediat după aderarea României la Uniunea Europeană, Ion și-a făcut bagajele și a luat viitoarea soție și amândoi au venit în Italia. Bani în buzunar, 100 de euro. Vise, toți ne-am făcut vise, că se zicea că umblă câinii cu colaci în coadă. E, și nu prea ori umblat, știi? Mai ales în special la mine, pentru că unde am mers tot m-au înșelat unde am fost. Românii care sunt patroni m-au înșelat foarte mult. Dar asta e, am mers în față. Azi lucrează pentru un italian și asamblează mobilă în toată Europa. Puțin câte puțin s-a ridicat. Ion aduce singurul salariu în casă, 2000 de euro pe lună, la care se adaugă 200 de euro alocație pentru fiecare copil. E greu pentru toată lumea, doar că aici îți permiți să-ți trăiești zi de zi. Nu duci lipsă pentru ziua de mâine. Nu pot să zic că mă îmbrac de la Giorgio Armani sau așa, dar ne permitem cam tot. Cu 3 copii, cu tot, să știți că foarte bine. Nu ne lipsește mâncare, nu ne lipsește absolut nimic. În care, cred că în România, nu știu, foarte greu ar fi. În ziua de salariu, Ion și Izaura se pun la masă și împart banii. Avem curent, 50 de euro facem la 2 luni, după aia este gaz, 100 de euro pe lună. Ce rate avem? 4.000 și vreo 500, ratele de 200 de euro. Cumpărăturile săptămânale sunt în jur de 200 de euro pentru toți 5. Când intră într-un magazin, Ion face tot timpul comparație cu ce mai știe din România. Acum, într-adevăr, s-au scumpit, că acum sunt mai scumpe. Și aici. Și aici, dar oricum, tot timpul acolo dădeam cu 50 de euro în plus. În Italia, autoritățile locale calculează de câți bani are nevoie o familie cu 3 copii să se întrețină. Ion și Izaura câștigă mai puțin de jumătate din medie, așa că statul intervine. În fiecare an primesc de la primărie 1.000 de euro, care acoperă chiria pe 3 luni. În plus, în fiecare vară li se returnează bani din cheltuielile pentru școală. Știu că era 4 euro, mâncarea ne dă 1 euro și vă 40 înapoi. Deci pe zi. Primăria chiar i-a propus un ajutor de șomaj, dar a refuzat. Și am zis, uitați, mie nu trebuie nimic, pentru că eu deocamdată merg foarte, destul de bine în față, zic, binișor. Bine, am dreptul, că știu că am dreptul, dar eu am zis să-l iei cei care, într-adevăr, aia s-au mirat și au zis, vedeți, dacă ar fi toți ca dumneavoastră, ar fi altfel. Cu ajutorul statului italian, diaspora românească din peninsulă e tânără și tot mai numeroasă. E obișnuit pentru familiile de români să aibă între 3 și 5 sau chiar 7 copii. Aici simt că își permit și să-i facă și să-i crească. Și chiar dacă pandemia a zdruncinat serios economia, iar criza prețurilor se simte și acolo, Italia rămâne prima opțiune a românilor care au divorțat de România.